mașină de poliție parcată fix sub semnul care interzice staționarea. Și nu are o misiune specială, nu-i pornit girofară. Stă la taicos. Pe internet. Ai o treabă importantă. Misiune. București, drumul taberei. O fi venit la piscină. Sau ce altă treabă au aici? La pizzerie. La ballroom. Au treburi importante. Nici nu observ mașinile care merg pe trotuar. L-a mâncat băiat. Sau berică. Importantă misiune. Sau cu controle. Deci controle și ei stau cu nasul dezgolit. Poți să sună la 1-2? Nu. Am văzut o mașină care staționează sub semnul care interzice staționarea, da. și am filmat. Am staționat staționăm din cauza că avem o treabă urgentă aici de rezolvat. Da, dar n-ați pornit girofarul că aveți treabă urgentă. Pentru ce? Pentru ce? Păi ce, ăsta-i temei de legitimare? Da. Ăsta-i temei de legitimare? Temei legal? Vă rog să-mi arătați legitimare. Sau insignă? Prezentați un act de identitate. Sau insignă sau legitimație. Și motivul legitimării. Un act de identitate. Acest văd că n-aveți ce face, vă plictisiți. Un act de identitate, vă rog. Vă rog să-mi prezentați legitimația și motivul legitimării. Vă prezentați și legitimația, vă rog. Aducem la cunoștință faptul că refuzul de legitimare se sancționează conform legii. Legitimarea trebuie să fie legitimă. Modifată. Care e motivul? Că vreți să vedeți cu cine vorbiți? Pentru faptul că dumneavoastră filmați într-un loc. Ăsta e un drept fundamental, filmatul. Am înțeles. Și să ne spune și noi care este adevăratul motiv, de ce... Vă rog frumos. Pentru asta mă legitimați? Pentru asta. Dar e penibil. Arătați-mi o legitimație, vă rog. O să vă arătăm și legitimație. Păi nu cu asta se începe. Nu cu asta se începe, nu trebuie să-mi arătați întâi legitimația. Sau o insignă. Vă aducem la cunoștință. Eu scriu o plângere. Și mai ales pentru că purtați masca fără... Fără? Fără ce? Să acoperiți nasul. Da, am o problemă cu niște polipi și nu pot să-l pun pe nas. Am înțeles. Ce spațiu este un spațiu? Este spațiu deschis aici. Da? Legea, da? Da, dar v-ați apropiat de mine. Ce? De ce? De ce scrieți datele mele? Ca să mă intimidați. Nu. Știu și eu cu cine vorbim. Eu am prezentat agentul din pasul vulete dumneavoastră. Brega Oleg, după cum bine vedeți. De ce dat buletinul, da. Da, dar e legitimare ilegală, abuzivă. E o încercare de intimidare pentru că eu documentez ilegalitatea comisă de dumneavoastră. Nu știu cine e șoferul, dar nu avea voie să staționeze acolo fără să pornească girofarul. Dacă ziceți că aveți misiune. Așa știu, da. Unde știți? Din regulamentul circulației rutiere. Lege. Legea? Da. Ești dreptate, ce pot să zic. Am. Și de asta documentez. Brega, Oleg, zi frumoasă în continuare. La revedere. La revedere. Bine că nu m-ați împușcat. La cât de fioroși sunteți. Îngrezniți.
supermisiune. Stă bine, da. Dacă stă ilegal. A, abia acum, da? S-au verificat dacă funcționează.